Bună, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați venit la o nouă etalare. Voi face horoscopul săptămânii care urmează, viitorului apropiat pentru zodia Taur, luna sau ascendent în zodia Taur, cu tarotul, bineînțeles, și voi face o clarificare cu Sibil și voi cere un mesaj din partea cărții Îngerilor, care eu o iubesc foarte mult și suntem conectați, să spunem așa, sunt conectată cu această carte și veți primi un mesaj din partea lor, un sfat, la sfârșitul etalării. Înainte de toate, vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră, pe care le simțiți personale, fiind o etalare generală. Haideți să vedem, dragii mei tauri, pentru voi în următoarele zile, ce sfaturi, ce mesaje, evenimente trebuie să știți care vor apărea în viața dumneavoastră pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Taur, luna sau ascendent în zodia Taur, pentru următoarele zile, ce se va întâmpla, ce va fi în viața dumneavoastră, zodia Taur, pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Taur. Ok. Haideți să vedem. Ok. Mulțumesc. Da. În următoarea săptămână se va termina un ciclu pentru dumneavoastră, nu tocmai ușor. Zecele de bețe cu zecele de spade, cum vedem din aceste cărți, îmi spune că se va termina un ciclu care durează de ceva timp și a fost greoi pe spatele dumneavoastră, foarte multe responsabilități, foarte mult stres la locul de muncă sau în familie, în ce privește anumite contracte, în ce privește anumite reguli, în ce privește dreptatea, în ce privește respectul. În ce privește anumite documente legale, aici, în următoarele zile, se vor termina aceste situații care au fost grele, da? Care v-au atârnat pe spatele dumneavoastră. Văd că ați muncit mult, foarte multe ore, care v-a dus la sub stres, la dezechilibru, la chiar oboseală și chiar la probleme de sănătate. Aveți nevoie de echilibru și aveți nevoie să vă lăsați ajutați de alte persoane sau să vă eliberați din multiplele responsabilități pe care le aveți în zi de zi. Da? Văd un bărbat în semn de foc, berbec, leu, săgetător, poate fi un șef, poate fi orice alt bărbat, soț, frate sau un bărbat care lucrează într-o instituție. Sau poate dumneavoastră va trebui să vă asumați acest rol sau veți fi pus în fața faptului că veți avea un rol de lider, da? Și văd că veți vorbi cu oamenii sau veți intra în contact cu mai mulți oameni. Văd un bărbat aici care îi place să fie în centrul atenției, să atragă atenția, ambițios, foarte inspirat și foarte motivat pentru a reuși, pentru a rezolva. Dar acest bărbat poate fi chiar și insensibil uneori și poate fi critic și sau poate acest bărbat v-a adus acest stres, da? Și cu justiția aici poate vi s-a făcut o nedreptate și doriți să vi se facă dreptate. Cu justiția aici văd că cereți respect, cereți adevăr, cereți dreptate și echilibru. Doriți echilibru în viața noastră, doriți armonie. Spun clar că vei reuși în ceea ce îți dorești și ți se spune să vezi toate părțile într-o situație. O să câștigi, să știi, în poziția ta și o să ai postul tău și vei avea integritate în ceea ce îți dorești, dar ți se spune să fii imparțial și obiectiv, adică să fii echilibrat în discuțiile cu acest bărbat, da? Cu justiția aici, poate unii, nu știu, trebuie să rezolvați anumite documente, contracte, intrați în legătură cu un avocat, cu un notar, cu o persoană care lucrează într-o instituție, poate, sau în ce privește, sunteți căsătoriți cu această persoană, zodia Balanță, zodii de foc, berbec, leu, săgetător, apă, rac, scorpion, pești.
Cu justiția aici văd că poate doresc să divorțez sau doresc să termin cu o nedreptate din trecut care nu o mai poți duce. Sau în ce privește poate o casă, o cumpărare de casă, o schimbare de casă, văd că vei avea parte de reușită. Sau în ce privește instituție, văd că vei reuși, vei celebra, vei simți o recunoștință pe divinității pentru reușita ta și văd că vei avea pace și de prosperitate va veni în viața ta și cu mai multă speranță în casă, în familie și văd că vei fi mulțumit de viața ta personală și vei avea pace și mulțumire, echilibru. 8 de monede, văd că vei munci ori la relația ta, ori la locul de muncă, văd că vei munci pentru a aduce stabilitate. Văd și o relație karmică aici, unde există foarte multe lecții, unde este o relație cu suișuri și coborușuri, poate fi uneori cam greoaie această relație, cam stresantă, cam problematică. Este o relație pentru a vă învăța pe ambii, aveți de învățat pentru a evolua, pentru a reuși să rezolvați acele blocaje care le aveți în interiorul dumneavoastră, pentru a vă face mai puternici, pentru a vă face mai înțelepți, pentru a vă elibera de anumite traume, chiar uneori, să știți. Și aici văd că veți munci cu cineva alături. Și ambii veți dori să construiți ceva mai stabil pe termen lung. Văd că veți fi foarte ambițioși, foarte atenți la detalii, poate doriți să vă întoarceți la școală sau să faceți un curs nou profesional. Oricum, văd că veți fi foarte atenți la detalii și veți munci cu iubire, da, cu drag, acțiune foarte multă și hotărâre. Nouăle de spade. Iluzii în mintea dumneavoastră, foarte multe frici nefondate. Vă așteptați la tot ce e mai rău, vă faceți griji, gânduri care nu vă lasă să dormiți chiar noaptea, preocupări, vă e frică că se întoarce din nou sau situația se va repeta. Zice să nu dați voie ca această situație să ia proporții, să nu dați voie ca această situație să vă blocheze. Trebuie să încercați să refocusați mintea sau gândurile dumneavoastră, să vă gândiți într-un mod constructiv, să fiți mai optimiști, să încercați să vă ajutați într-un mod sau altul, pentru că nu aveți de ce să vă faceți griji, dar cum văd că nouăle de spade cu nouăle de bețe, vă e frică că anumite situații din trecutul dumneavoastră se vor repeta. Și e ca și cum sunteți cu garda sus și știți deja și vă pregătiți deja din nou să luptați, încercați să vă protejați ceea ce ați creat, sunteți răniți, stați în banca dumneavoastră, evitați uneori, da? Și văd că nu vă lăsați și mai aveți puțin și veți termina acest ciclu. Vă faceți gânduri dacă din nou va trebui să luptați, din nou se repetă, vă faceți griji dacă din nou va reveni aceleași situații. Cereți îngerilor să vă ajute pentru că există legea liberului arbitru și până nu veți cere, nimeni nu va interveni în viața dumneavoastră și unii dintre voi poate a trebui să vă luptați pentru că animale, pentru animalele dumneavoastră sau unii dintre voi încercați să protejați ce e al vostru, da? Ce ați construit până în momentul de față. Oricum ar fi, zecele de spade îmi spune că o situație va lua sfârșit, vă veți elibera de o dependență, de o relație toxică, de gânduri toxice, le veți lăsa la spate și veți pleca pe un nou drum și vă veți elibera de tristețe și de suferință și veți avea oportunitate pentru o nouă fericire. Da, deci se va termina această adicție, acest blocaj, această iluzie, aceste reacții dramatice prin care ați trecut dumneavoastră și cu preoteasa aici vi se spune să vă ascultați intuiția, să fiți înțelepți, să meditați în ce privește planurile noastre viitor, în ce privește următorii pași, în ce privește dorința sufletului dumneavoastră și că nu e momentul ca tu să acționezi, ți se spune fi înțelept, ascultă-ți intuiția, fi înțelept și studiază înainte, ai încredere în înțelepciunea care o vei primi, da?
cu preoteasa aici. Haideți, dragii mei, să clarificăm pentru voi, Zodia Taur, pentru următoarele zile. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Taur, luna sau ascendent în Zodia Taur. Sper că nu vă plictisesc, încerc să dau cât mai multe detalii și să explic, pentru că pentru fiecare dintre voi este o altă soluție sau o altă situație și de aceea dau tot mai multe detalii pentru a înțelege și pentru a vă ajuta într-un mod sau altul. Eu de asta sunt aici și încerc să fac tot ce e mai bun pentru dumneavoastră, dragii mei. Haideți să vedem pentru Zodia Taur, să clarificăm aceste carduri, da? Să vedem pentru zecele de bețe, de ce această oboseală și stres? Pentru că e o schimbare sau va trebui să faceți o schimbare. Cred că veți renunța la această situație neplăcută și veți face o schimbare. Ori o schimbare de poziție, de judecată, ori o schimbare de muncă, de... Ori o schimbare la locul de muncă sau în relația dumneavoastră, văd că va veni sau de la drum poate, da? De la depărtare sau o mutare. Haideți să vedem regele de bețe. Regele de bețe văd că vă veți distra, veți avea o aventură cu acest bărbat, văd că veți ieși cu prietenii și vă va aduce o plăcere, să spunem așa, pentru că vă va ajuta să vă eliberați de acele gânduri care le-ați avut aici, pe care le-ați avut, vă veți elibera de aceste gânduri, da? Un bărbat vă va ajuta, vă veți elibera de acel stres. Haideți să vedem justiția. Justiția aici văd că veți ieși cu familia sau cu persoana iubită sau văd că o situație în căsătorie sau la locul de muncă, văd că vi se va face dreptate și văd că veți reuși să aduceți echilibru și armonie în viața noastră. Vă veți lua un moment de pauză și veți ieși într-o mică vacanță, poate la picnic sau la un lac sau întâlnire cu prietenii. Zodia Balanță poate are un rol important aici. Nu știu, poate am zis lucrul ăsta, nu? Patru de bețe, văd că în casă, în familie, văd o veste, o celebrare pentru un copil, pentru un student, în ce privesc notele sau în ce privesc examenele. Văd că vă veți bucura, o reușită pentru acest copil. Optul de monede, trebuie să fiți atenți. Văd o alarmă aici sau o atenție la detalii în ce privește stabilitatea noastră sau la locul de muncă. Văd că sunteți în gardă și vi se spune să vă asumați controlul, să fiți atenți chiar și la regulile de circulație, să nu luați amenzi. Sau la locul de muncă, veți fi foarte atenți la detalii pentru a rezolva o situație. Nouăle de spade, văd că vă preocupă, nu știu, o persoană care poate în altă țară, de altă naționalitate sau în ce privește vă gândiți la o persoană, dacă nu cumva această persoană este mai aventuroasă sau instabilă sau vă faceți tot felul de griji în ce privește o persoană care ați cunoscut sau sau vă preocupați că poate este o a treia persoană care poate intra în relația dumneavoastră, poate interferi în relația dumneavoastră de cuplu. Nouăle de bețe. Nouăle de bețe văd că trebuie să luptați, cum ziceam, pot fi anumite întârzieri, bariere, contrarietăți, trebuie să vă confruntați sau să vă pregătiți că există aici anumite secrete și că va trebui să aveți răbdare, da? Dar haideți să vedem și zecele de spade. Au ieșit două zecele de spade. Văd că se va termina această situație de depresie sau de blocaje. Veți da poate o relație de cuplu la spate sau sunteți în așteptarea acestei persoane. Aveți anumite dubii și ezitări în ce privește o persoană, o persoană iubită, un îndrăgostit sau în ce privește o relație și așteptați pe cineva și suspirați, să spunem așa,
Poate veți trece printr-o situație nu tocmai plăcută cu această persoană și acolo vă va pune în fața faptului că veți avea dubii sau îndoieli și veți ezita de această persoană pentru că va întârzia să facă pasul respectiv sau vor fi anumite contrarități, discuții în contradictoriu, întârzieri, bariere din partea acestei persoane, poate fi la îndepărtare, la distanță sau în drumurile sale, poate avea anumite întârzieri sau dubii și sunt anumite secrete care vă pun pe gânduri și vă ține blocați, dar văd că vă veți elibera de această situație neplăcută. Și preoteasa aici văd că vi se spune, o femeie vi se spune să vă ascultați intuiția în ce privește, să aveți răbdare, să aveți grijă, că nu e momentul ca tu să acționezi, să ai răbdare, să fii înțeleaptă, să-ți asculți intuiția și să studiezi bine lucrurile înainte, da? Înainte să faci vreun pas negreșit care poate pe viitor îți poate părea rău. Haideți să vedem pentru zodia ta ce privește această situație, ce mesaj vă transmit îngerii. Dragii mei, vi se spune așa, nu te lega prea mult de bunurile materiale, nu fi prea legat de dorințele materiale și terene, și nu-ți pierde prea mult timp pentru a căuta lucruri care nu au o adevărată valoare. Roagă-te Arcangelului Jofiel până când el va retrezi în tine dorința de sentimente pure. Deci încearcă să nu te legi prea mult de bunuri materiale, da? Nu te lega de bunuri materiale pentru că acestea nu au nicio valoare. Și nu-ți pierde prea mult timp pentru a căuta lucruri care nu au valori, da? Și nu te lega prea mult de lucruri materiale și terene, adică trebuie să te mai și rogi. Trebuie să mai fii și înțelept, să-ți asculți și intuiția, să faci un echilibru între lucrurile materiale și cele spirituale. Da? Și Arcanghel Jofiel v-am arătat pentru că, sigur, sunt multe persoane care îmi vor cere cuvântul corect, Jofiel, până când el îți va trezi în tine dorința de sentimente pure. Pentru că aici ești foarte mental. Da, și îți doresc foarte mult să te distrezi mai mult sau în ce privesc aventurile. De aceea pot fi anumite bariere și anumite contrarietăți în ce privește viața ta. Da? Dragul meu, draga mea, îți doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Sper că am putut să te ajut. Dacă nu te-ai înscris la canal, apasă clopoțelul, este gratuit și în acest mod vei primi notificări cu etalariile viitoare ale mele. Te-am pupat, numai bine, sănătate, la revedere!